despre situația sistemului de termoficare din capitală. Rețeaua de termoficare, nu că ar fi un lucru foarte rău să ne implicăm cu toții, și de asemenea acest subiect apare în special, nu neapărat tratat și analizat de către specialiști, așa cum ar fi normal, sau de către cei responsabili, ci de persoane care sunt implicate politic și care urmăresc scopuri strict politice. Atacurile la adresa primăriei capitalei și la adresa Radetului fiind 100% în interes politic, în interes personal și în interes comercial. Și am proprietatea cuvintelor și pot să vă asigur că după toate cercetările pe care le-am făcut și eu, am observat că cei care adresează aceste atacuri, chiar amenințări fățișe, și instaurarea unei stări de neliniște în rândul populației, sunt persoane interesate să-și primească banii și persoane interesate să smulgă voturi, ceea ce nu este corect, și de aceea și venim în fața dumneavoastră cu ceea ce se întâmplă în realitate cu sistemul de termoficare și nu cu acele minciuni, cu acele informații toxice care sunt lansate în această perioadă preponderent de campanie electorală în spațiul public. În primul rând trebuie spus faptul că în sistemul de termoficare nu s-a mai investit la modul serios, însemnând o înlocuire totală a conductelor, de 50-60 de ani. În ultimii 10 ani s-au făcut cârpeli mai mult. În cei mai recenți ani, adică cei de când sunt eu primar general, deci de 3 ani, am reușit să reabilităm 180 de kilometri de conductă a Radet. Veți spune, nu este foarte mult comparativ cu totalul. Da, dar este foarte mult comparativ cu cât s-a reabilitat anterior. Au fost ani de zile în care de la Primăria Capitalei către Radet nu mai pleca subvenția. Sute de milioane de lei folosiți în alte scopuri decât în scopul care ar fi trebuit, și anume achitarea facturilor către Radet, deci subvenția, astfel încât și Radet la rândul său să-și poată achita facturile către Elcen sau către terți. Țin să menționez faptul de asemenea că în București populația, dar și celelalte entități care sunt abonate la Radet, plătesc cea mai ieftină gigacalorie. De ce se întâmplă acest lucru? Pentru că Primăria Capitalei acoperă 65% din costul real al facturii pentru apă caldă și căldură. S-a pus problema la un moment dat dacă toți cetățenii din București ar trebui să beneficieze de această subvenție maximală, și răspunsul a fost următorul. Este foarte dificil, foarte greu de delimitat familiile, persoanele care merită în continuare să primească agentul termic subvenționat de către primărie și cele care nu s-ar încadra. Ar fi un proces mult prea laborios. Oricum, din numărul total de apartamente din București, aproape 550.000 sunt racordate, sunt abonate la Radet, și de asemenea este vorba despre un număr foarte mare de locuitori, aproape 1,5 milioane. Deci nu vorbim de o situație simplă, vorbim de una complexă și ne referim la aproape tot Bucureștiul. După toate analizele realizate inclusiv de către instituții internaționale, a trece de la un sistem centralizat de termoficare la centralele de apartament, cum s-a mai încercat în anii trecuți, ar fi un proces nesustenabil, ar crea haos în capitală. Și nu există nicio companie, nici la nivel internațional, care să acopere un număr atât de mare de centrale de apartament, plus că factura ar sări în aer. Nici nu vreau să mă gândesc cum ar ajunge familii întregi din București pe stradă, pentru că nu și-ar mai putea plăti factura în urma achiziționării unei centrale de apartament pe gaze. Deci este imposibil. Cine lansează aceste petarde în presă, în comunicate de presă, cele mai multe plătite de firme de PR, nu știu ce vorbesc și nu înțeleg complexitatea fenomenului, sau mai grav, o înțeleg, dar vor să facă rău, gândindu-se doar la un câștig.
un câștig imediat, personal sau un câștig de grup. Sub nicio formă, nici anul acesta, nu se pune problema ca din cauza dificultăților financiare prin care a trecut în acest an primăria capitale, din cauza tăierii bugetului de către guvern cu 30%, nu se va asista livrarea agentului termic. Vom avea în continuare apă caldă și căldură în București, vom face toate eforturile necesare. În plus, în urma experienței pe care deja o avem și pentru că am încercat de la an la an această livrare să fie continuă și de mai bună calitate și să fie un confort mai mare pentru cetățeni, știm care sunt zonele vulnerabile, știm unde trebuie să fie înlocuită conducta în mod prioritar, pentru că, repet, toate ar trebui să fie, sau cea mai mare parte ar trebui să fie înlocuită, pentru că, repet, sunt țevi foarte vechi, 50-60 de ani. Și, de asemenea, unde trebuie să fie realizate reparațiile urgente. Elementul de noutate este că anul acesta am demarat pe 3 paliere, atât reparații în zonele unde aveau loc cele mai dese și mai grave avarii și, de asemenea, în paralel, înlocuirea țevii vechi, uzate, îmbătrânite, depășite tehnologic, cu țeavă nouă, de bună calitate și cu o tehnologie modernă. Pe aceste șantiere lucrează atât angajații ai RADET, angajații ai companiilor municipale care se ocupă de acest domeniu, termoenergetica, energetica servicii, și de asemenea, ceea ce nu s-a întâmplat până acum, nu a existat o procedură de licitație prin care să urgentăm aceste reparații și modernizări, avem un contract cadru pe 2 ani, cu posibilitatea de prelungire la 4 ani și ulterior, cu 4 companii private, cele 4 companii private lucrând în paralel cu angajații RADET, în paralel cu societățile municipale pe care le-am numit puțin mai devreme. Termoenergetica va primi și delegarea serviciului de termoficare din partea Consiliului General. Un proces atât de amplu de reparații și modernizare nu a mai avut loc niciodată în București. Nu o spun ca un element de mândrie, de trufie. O spun ca un element realist, pentru că cel puțin cei care ne ascultă, precum și jurnaliștii care sunt specializați în domeniul economic și cu precădere au urmărit situația termoficării din capitală, cunosc ceea ce s-a făcut, mai bine spus, nu s-a făcut în anii trecuți, când nici transportul public în comun și nici termoficarea nu erau priorități pentru managerii acestei instituții la vremea respectivă și care pentru mine din prima zi de mandat au constituit priorități alături de sănătatea populației. Se vorbește în ultimele zile foarte insistent și folosind cuvinte care nu au ce căuta într-o corespondență oficială de către administratorii Elcen, despre faptul că primăria capitalei are datorii imense către Elcen. În primul rând, noi nu avem o relație contractuală directă cu Elcen. Eventual, RADET-ul poate să aibă câteva facturi neplătite la Elcen. Dar și aici vreau să fac următoarea precizare. Din cele peste 200 de milioane de lei vehiculate, că ar fi datorii foarte vechi pe care le are primăria, repet, RADET-ul către Elcen, iarăși o nouă dezinformare, ca să nu-i spun de-a dreptul minciună, jumătate din această sumă reprezintă într-adevăr facturi scadente și jumătate facturi în termen. Nu înțeleg ce lege comercială sau ce contract între părți stipulează să plătim înainte aceste facturi. Poate că ne învață acești administratori cum să facem o relație comercială colegială, din care ambele entități câștigă și Elcen câștigă foarte bine de pe urma RADET-ului. Am făcut nenumărate demersuri astfel încât să nu se mai acumuleze lunar o datorie de către RADET la Elcen. Și anume, în continuare, de ani de zile se perpetuează o situație nefirească, căreia eu mi-aș dori să-i punem punct cât mai rapid, și anume o distanță, un ecart de minimum 10 zile între momentul în care RADET-ul încasează banii de la populație și de la ceilalți abonați instituții publice
și momentul în care trebuie să achite factura pe care a trimis-o Elcenul. Din acest motiv, întotdeauna Radetul va fi dator la Elcen și întotdeauna va trebui să plătească penalități, majorări de întârziere. Din suma istorică vehiculată ca și datorie de 3,8 miliarde de lei, spre știința dumneavoastră, 1,2 miliarde de lei reprezintă exact această diferență de plată. Exact aceste majorări, penalități, dobânzi, nici de cum baza, nici de cum factura principală. Am făcut demersuri la Ministerul Energiei fără niciun răspuns până acum, de aceea consider că trebuie să fac următorul pas și să nu mai așteptăm din partea Ministerului sau a NRSC-ului să se dea un ordin prin care să avem posibilitatea să plătim ori factura la 40 de zile, nu la 30 de zile, deci o prelungire a termenului, ori schimbarea modului de facturare, deoarece Elcen nu a dorit să schimbe această modalitate prin discuțiile directe care au avut loc de 3 ani de zile. Și atunci, consider că 3 ani sunt prea mult pentru a rezolva o astfel de problemă, am pregătit deja documentele și le-am transmis la Guvernul României. Vom ruga Guvernul să dea o ordonanță de urgență prin care să clarifice această situație, prin care, încă o dată repet, orice s-ar întâmpla, Radetul întotdeauna va fi în urmă cu plățile către Elcen. Nu este corect, despre moralitate nici nu mai are rost să vorbim. În ceea ce privește atacurile la adresa mea personal și atacurile la imaginea Primăriei Generale a Capitalei și a Primarului General, mă voi adresa instanței. Cred că administratorul judiciar al Elcen trebuie să înțeleagă faptul că suntem în România, într-o țară europeană și nu în vestul sălbatic, și de asemenea administratorul special. Nu este normal ca relațiile dintre noi să nu fie unele armonioase, colegiale, pentru că împreună trebuie să asigurăm agentul termic pentru populație. Ei profită de faptul că interfața cu cetățenii o avem noi, Primăria Capitale prin Radet, și îi stau ascunși, pitiți și doar vor să încaseze facturi foarte umflate, care în final sunt tot de la cetățeni până la urmă. Banii pe care îi plătește Elcen către administratorul judiciar îi primește tot de la cetățeni și alți abonați. Acestea sunt aspectele în sinteză pe care am vrut să le prezint. Voi răspunde tuturor întrebărilor dumneavoastră, dar nu înainte de a ruga pe domnul avocat Gheorghe Pipera să ne facă o scurtă prezentare și o updatare a informațiilor privind planul de reorganizare, care este situația în acest moment, de la insolvență la faliment, care este evoluția financiară a acestei companii, a Radetului, a acestei regii, și veți observa din cele expuse de domnia sa că este o diferență enormă între pașii pe care i-a făcut Radet. Primarul Capitalei vine cu precizări extrem de importante.